Cartofii sunt unele dintre cele mai consumate alimente din întreaga lume, fie că se găsesc în meniul restaurantelor, pregătiți sub diverse preparate, pe rafturile magazinelor sau îi pregătești chiar în propria ta bucătărie. Există un truc la care trebuie să apelezi dacă vrei să obții cei mai gustoși cartofi. Te-ai întrebat vreodată dacă poți face cartofi prăjiți în alt mod decât cel obișnuit? Ei bine, descoperă în rândurile de mai jos care sunt pașii corecți pe care trebuie să-i urmezi atunci când vrei să mănânci cei mai buni cartofi prăjiți, dar și care este rolul oțetului în acest proces de preparare. Cartofii prăjiți sunt mult mai buni dacă sunt fierți înainte. Da, așa cum bine ai auzit, să speli cartofii înainte de a-i pune la prăjit nu este suficient. Mari bucătari recomandă, înainte de a fi puși la prăjit, fierberea cartofilor în apă și trucul constă în adăugarea unei cantități de oțet. Acest secret este valabil atunci când vrei să pregătești cartofi prăjiți sau piure de cartofi. Oțetul nu va schimba gustul cartofilor, ci doar textura, ajungând să fie mult mai fragezi din interior și crocanți la exterior. Înainte de a pune cartofii la prăjit, fierbe-i câteva minute în apă, sare și câteva linguri de oțet alb. Ulterior se scot afară, se usucă și se feliază. Într-o tigaie se pune o cantitate generoasă de ulei la încins și se lasă la prăjit până în momentul în care devin aurii. În timpul fierberii, oțetul alb ajută cartofii să devină mult mai fragezi. La rândul ei, sarea nu face altceva decât să elimine excesul de amidon și nu le permite să se lipească unii de alții în timp ce sunt puși la prăjit în tigaie. După ce s-au prăjit suficient și au devenit aurii, cartofii se scot și se pun pe un prosop de hârtie pentru a fi absorbit excesul de ulei, relatează realitatea.net.